Legenda calului fermecat. Într-o noapte furtunoasă, o bătrână a venit la castelul prințului pentru a-i cere adăpost. Acesta, cum a văzut-o, a împins-o înapoi și i-a spus: "Cum îndrăznești să treci pragul prințului? Muncește pentru a avea adăpost aici." Atunci bătrâna s-a transformat într-o zână și i-a spus: "Pentru că nu ai milă de oameni și nu ai niciun pic de suflet, te vei transforma într-un cal, iar vraja se poate rupe doar dacă o fată îți va dărui ceva din inimă." Au trecut ani și ani și prințul era nefericit. Îi părea rău de comportamentul necivilizat pe care l-a avusese față de bătrâna care i-a cerut adăpost în miez de noapte. În toți acești ani, prințese au venit să-i aducă daruri, crezând că vraja se va rupe și vor moșteni bani, dar fără niciun rezultat. Într-o bună zi, o păstoriță pe nume Giralda, care era îndrăgostită de prinț, culese o cală pe care o pregătise cu grijă. Pe spatele hârtiei, în care era împachetată cu grijă, pura și strălucitoarea floare era scris cu roșu "Mărțișor". Când a ajuns în fața prințului, el și-a spus în gând: "De unde cunosc ochii aceștia limpezi și atât de sinceri?" Fata i-a dat cadoul spunându-i: "Acesta este un simbol al iubirii care o am față de tine, prințe." Când prințul a atins mărțișorul, și-a recăpătat înfățișarea și au făcut nuntă mare și cu multă veselie. Prințul a hotărât ca în fiecare an, de 1 martie, să-și amintească de această întâmplare și băieții să le dăruiască fetelor mărțișoare în semn de recunoștință și iubire.